Biserica, privită ca lăcaș de cult, are un sens și o anumită ritmicitate care trimit către Sfânta Liturghie. În nordul Moldovei, mesajul liturgic este evident, începând chiar cu pictura exterioară a bisericilor. Mesajul eschatologic pornește de la lumea materială, exterioară bisericii, și ajunge la poarta cerului, în altar, acolo unde ușile împărătești se deschid și unde Hristos este prezent în timpul Sfintei Liturghii. Din punct de vedere iconografic și nu numai, între text și imagine există o concordanță deplină. Ceea ce e reprezentat în imaginea sacră trebuie să fie prezent și în ritualul liturgic, iconografia altarului având rostul de a vorbi despre cum se dăruiește Hristos pentru noi în timpul Sfintei Liturghii. O scenă surprinzătoare care ilustrează mesajul eschatologic al iconografiei altarului este înălțarea Mântuitorului nostru Iisus Hristos din conca altarului de la Sucevița. Aici, Fecioara Maria, prezentă la înălțarea Domnului, este înconjurată de îngeri, apostoli și profeți. Într-un mod cu care deja ne-am întâlnit, în care Sfântul Apostol Pavel este prezent în compoziții care fac trimitere istoric la evenimente la care nu a participat, Sfântul Apostol Pavel însoțește grupul din jurul Fecioarei Maria la înălțarea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Scena face trimitere la realitatea timpului nostru de astăzi. Pentru că Iisus Hristos, Dumnezeu și om, s-a înălțat la ceruri, a luat trupul pământesc și l-a dus acolo, în ceruri, și îl ține. Trupul pământesc cu semnele cuielor văzute și verificate de Toma se află acolo. Și se spune că la judecata de apoi, când va veni Hristos, va arăta semnul cuielor din palmele sale ca oamenii să îl recunoască. Ei bine, prezența pe pământ a celor rămași în baza compoziției în jurul Fecioarei Maria face trimitere la biserica de pe pământ, la noi toți. La noi toți care primim și păstrăm darurile învierii și înălțării la ceruri al lui Hristos. Daruri care vin către credincioși de aici, de pe Sfânta Masă, care semnifică mormântul lui Hristos. Învierea Domnului de la Sucevița face trimitere la mulțimea darurilor lui Dumnezeu pentru omenire. Sub scena înălțării la ceruri a Mântuitorului Hristos, iconograful a decis astfel să picteze o scenă care face trimitere la cortul lui Moise, la chivotul mărturiei și la tablele legii care există în chivotul mărturiei. Moise și cu Aron sunt prezentați acolo slujind în acest cort și de-a stânga și de-a dreapta personaje care fac trimitere la mulțimea neamurilor. Mulțimea neamurilor care se îndreptau, sigur, în primul rând a semințiilor lui Israel, care se îndreptau către cortul mărturiei pentru a lua de acolo darul lui Dumnezeu. Și iată că iconograful nostru are grijă să ne arate că aceste evenimente mântuitoare pentru poporul lui Israel sunt de fapt niște evenimente profetice pentru ei, prin care ei au primit atunci o învățătură, dar și pentru noi, pentru credința noastră, ca să știm cât de mult Dumnezeu ne iubește și ne-a iubit și a pregătit darurile sale. Pentru a arăta darurile lui Dumnezeu, iconograful alege să realizeze atât pe chivotul mărturiei,
cât și pe masa din cort, două reprezentări cu Maica Domnului. De ce cu Maica Domnului? Pentru că cele ce erau acolo sunt imagini ale Maicii Domnului, care va primi în trupul său pe Dumnezeu de plin, așa cum cortul lui Moise a primit norul, așa cum templul lui Solomon a primit norul, așa cum biserica noastră îl păstrează pe Sfânta Masă, în Sfântul Chivot, pe Iisus Hristos, euharistic, Iisus Hristos, Sfântă Împărtășanie, în chip de plin, ei bine, așa Fecioara Maria este o profeție pentru realitățile liturgice de astăzi. În registrul următor avem plinirea. Ceea ce este profețit în Vechiul Testament ca imagine a Fecioarei prin chivot și prin cortul mărturiei este împlinit prin săvârșirea Sfintei Liturghii de către Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Pictat de această dată în chip de arhiereu, cu veșminte patriarhale, Mântuitorul nostru Iisus Hristos dăruiește apostolilor, în frunte cu Petru, dăruiește Sfântul Trup și dăruiește apostolilor, în frunte cu Sfântul Pavel, scumpul sânge. Pavel e din nou aici. E din nou aici, chiar dacă istoric n-a fost în Joia Pătimirilor, pentru că scena face trimitere la o realitate care e deasupra istoriei. Face trimitere la minunea care se săvârșește în timpul Sfintei Liturghii. Când toți acești sfinți și sfinții apostoli și toți îngerii sunt împreună cu noi, în jurul Sfântului Potir, din care ni se dăruiește Mântuitorul nostru Iisus Hristos, pictat aici la Sucevița, în glaful ferestrei altarului pe Sfântul Disc, pregătit pentru jertfă. Altarul este deodată o comemorare sau o imagine a ceea ce Mântuitorul a săvârșit și vorbim de jertfa sa, dar în același timp este și o prefigurare a ceea ce are să fie la parusie. Este deodată trecut, prezent și viitor și reprezentările iconografice de acolo țin cont de acest lucru. Alături de reprezentarea Maicii Domnului și de scenele care trimit la Joia Pătimirilor, o altă temă standard instituită în iconografia altarului este dată de prezența sfinților ierarhi. În bisericile noastre ortodoxe, în primul registru iconografic, sunt pictați sfinții părinți ai bisericii, sfinții episcopi ai perioadei de început, în frunte cu Sfântul Ioan Gură de Aur și cu Sfântul Vasile cel Mare. Cei doi autori de anafora liturgică, cei cărora cuvintele cărora noi ne rugăm în timpul Sfintei Liturghii, sunt puși în fruntea sfinților ierarhi din perioade diferite, dar mă rog, din primele secole majoritatea, pentru că în permanență suntem alături de ei la Sfânta Liturghie. În dreapta și în stânga, pe hemiciclul de nord și de sud, sunt alți sfinți ierarhi. La Pătrăuți îi avem pe Sfântul Grigorie Teologul, Sfântul Ierarh Nicolae, Sfântul Chiril al Alexandriei și Sfântul Ignatie Teoforul. Mereu ca ajutor al ierarhilor apare câte un diacon, atât pe hemiciclul de nord, cât și pe cel de sud. În cazul Pătrăuțului e Sfântul Arhidiacon Ștefan și de obicei în majoritatea bisericilor apare Sfântul Arhidiacon Ștefan în ciclul acesta al ierarhilor, iar pe hemiciclul de nord e Sfântul Roman Melodo. Au în mână cădelnițe cu tămâie arzând și uneori poartă pe cealaltă mână un chivot.
o reprezentare în mic a bisericii. Această reprezentare a fost prefigurată de reprezentările din monumentele paleocreștine ale profeților care purtau în mână cădelnițe și un vas, unii dintre ei, în care se afla mana cerească pe care iudeii au primit-o în pustiu ca o prefigurare a Sfintei Împărtășanii. De data aceasta, ei au fost înlocuiți de diaconi care poartă tămâie și chivot, care este un simbol al Maicii Domnului, un simbol al Bisericii, care poartă în ea pe Hristos. De aceea și pe Sfânta Masă se află un Sfânt Chivot, în care este păstrată Sfânta Împărtășanie, în care se află Hristos Euharistic. Așa cum Hristos a fost purtat în pântecele Maicii Domnului și Biserica îl poartă, ea însăși fiind un chivot, cu atât mai mult Sfântul Altar și Sfânta Masă. Ce se întâmplă în general în iconografia bizantină din secolul al XII-lea este interesant, deoarece figura ierarhilor se animă, fiind reprezentați întorși în semiprofil, orientându-se către ax. Această formulă este preluată și în Moldova Evului Mediu. Toți acești ierarhi sunt pictați în poziție de rugăciune. Soluția plastică folosită în secolul XIX și început de secolul XX, în care ierarhii în altar erau pictați și avem asemenea biserici frontal, majestos, așa, nu este o soluție plastică care să surprindă foarte bine realitatea liturgică din altar. În Evul Mediu, ierarhii erau pictați în poziție de rugăciune. Și poziția aceasta de rugăciune a lor îi transformă, de fapt, în personaje în interiorul unei compoziții largi. Nu discutăm aici despre icoane separate ale acestor sfinți ierarhi, ci discutăm despre o compoziție largă a rugăciunii liturgice, compoziție în care ierarhii se adună în jurul Sfintei Mese și în care ierarhii se adună în jurul Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, care este pictat mereu în axul altarelor noastre ortodoxe, pe Sfântul Disc, pregătit pentru jertfă. În axul Sfântului Altar de la Pătrăuți, în mijlocul ierarhilor pictați și în fața preotului care slujește, este imaginea Mântuitorului nostru Iisus Hristos pe Sfântul Disc, agnețul pregătit pentru jertfă. De-a dreapta și de-a stânga, Mântuitorul este înconjurat de serafimi. Conform viziunii profetului Isaia, el spune că am văzut mielul și am văzut serafimii pregătiți cu cuțite pentru a jertfi mielul. În cele mai vechi reprezentări avem un tron al Hetimasiei, cazul de pildă de la Biserica Sfântul Pantelimon Nerezi, de lângă Skopje, Macedonia. Tronul Hetimasiei este de fapt imaginea Sfintei Treimi. Este un simbol al Sfintei Treimi în iconografia bizantină, căci da, nu? Cine este, cui îi este oferită jertfa euharistică Sfintei Treimi? Aceasta este, pentru că în acest interval teologia bizantină trece printr-un moment de dispută. Există teologi care, de pildă, pun problema aceasta. Cui îi este adresată și de către cine jertfa euharistică? Concluzia disputelor acestora de secol XII va fi aceasta, Sfintei Treimi. Și iată imaginea care vine cumva să pună în vizibil, nu numai invizibilul, dar și adevărul dogmatic teologic formulat cu acest prilej. Tronul Etimasiei, care este tronul așteptării al judecății. E o cateheză, este o explicație a faptului că la un moment dat lumea aceasta se va sfârși și va veni o judecată în care oamenii vor fi
evaluați, să spunem așa, de Dumnezeu și vor fi așezați de-a dreapta sau de-a stânga în funcție de faptele lor. Mai târziu, această imagine se va modifica discret și, tot pe teritoriul Macedoniei, între primele reprezentări de acest tip, este o masă de altar pe care apare Hristos însuși. Inițial, Hristos adult, Hristos așa cum s-a jertfit pe cruce, dar foarte curând această imagine a lui Hristos adult este înlocuită de cea a lui Hristos prunc. Ori această imagine a lui Hristos prunc într-o patenă, pe un discos, un discos care poate avea chiar și asteriscul, peste asterisc pocrovățul. Deci iată imagini foarte pragmatice, dacă vreți, realiste cumva, arătând ce realitatea Euharistiei. În Euharistie, trupul și lui, sângele lui Hristos sunt reale, nu este un simbol Euharistia, nu este ceva oferit unei contemplări mistice, ci este chiar trupul și chiar sângele lui Hristos. Iarăși, obiect de dispută teologică în acest secol al XII-lea bizantin, concluziile disputelor teologice își găsesc calea către imagine. În acest fel, zona inferioară a absidei altarului devine de fapt un soi de liturghie solemnă în imagine. Așa cum preotul se află la masa altarului slujind, la fel slujesc și marii preoți, Ioan Gură de Aur, Vasile cel Mare, Grigore, Nicolae, pentru că există o anumită ordine a lor și o anumită selecție. Cum are loc această selecție? Există o influență a ritului liturgic asupra iconografiei, iar în cazul selecției acestor sfinți ierarhi, există o influență a rugăciunilor pe care le știm cu toții, în special de la slujba litiei. La slujba litiei avem o pomenire, o invocare a tuturor sfinților pe categorii, iar la fiecare categorie există o listă care este cumva a celor mai venerați, celor mai sfinții către care comunitatea are cea mai mare evlavie. Și după epuizarea acelei liste, nu, finalește cu rugăciunea tuturor sfinților ierarhi, a tuturor sfinților mucenici. Elementele epocii Sfântului Voievod Ștefan cel Mare diferă în această selecție de situația din Balcani, dar întotdeauna vor fi prezenți sfinții trei ierarhi, Ioan Gură de Aur, Vasile cel Mare și Grigorie Teologul. Iconografia merge pe perechi, este fereastra, axul absidei și pe urmă câte doi, să spunem, față în față, vin perechi. Ioan Gură de Aur, Vasile cel Mare, evident. Grigore, dar cine îi face pandant lui Grigore? Cine e al patrulea pe lângă cei trei ierarhi? De obicei, în mediul balcanic este Nicolae, cel mai venerat sfânt ierarhi. Ei, surpriză, în Moldova nu este Nicolae. Foarte târziu va apărea Sfântul Nicolae pe această poziție a patra. Locul al patrulea uneori revine Sfântului Silvestru. Care este explicația pentru reprezentarea Sfântului Silvestru în altar? În Moldova epocii lui Ștefan cel Mare, exista, după cum știm, cultul Sfântului Constantin cel Mare, care este modelul oricărui conducător. Orice împărat bizantin este un nou Constantin, mai ales dacă biruiește asupra necredincioșilor, în războaiele duse pentru apărarea credinței creștine. Probabil că, datorită faptului că Sfântul Silvestru este cel care este papa al Romei în vremea lui Constantin, are reputația prin hagiografie de a fi cel care i-a administrat botezul Sfântului Constantin cel Mare, probabil că un cult al lui Silvestru ar putea fi un soi de pandant al cultului Sfântului Constantin cel Mare. Aceasta ar fi, mai ales că, de pildă, biserica unde e cel mai limpede că avem de a face cu un intens cult al Sfântului Constantin, Biserica Sfânta Cruce de la Pătrăuți. Așadar, există particularități de selecție a ierarhilor, prezența Sfântului Silvestru fiind una majoră, mai ales că este legată foarte puternic de epoca Sfântului Ștefan cel Mare. Mai târziu, în secolul al XVII-lea, nu mai este atât de prezent.
Dacă vorbim despre iconografia Sfântului Altar în general, inclusiv perioada contemporană, fiecare dintre acești ierarhi poartă în mână câte un pergament pe care sunt scrise texte din Sfânta Liturghie sau anumite finaluri de rugăciune alcătuite de acești sfinți, numite ecfonise sau exclamații de laudă la adresa lui Dumnezeu. Uneori există varianta ca textele de pe aceste pergamente să poată fi citite de la stânga la dreapta într-o unitate de sens. Ele, cu alte cuvinte, să se continue de la un ierarh la altul, dar lucrul acesta este mai rar întâlnit. De obicei, când e vorba de Sfântul Ioan Gură de Aur, este un text din anaforaua liturghiei Sfântului Ioan Gură de Aur, când e vorba de Sfântul Vasile la fel, sau Sfântul Grigorie Dialogul, sau dacă e vorba de ceilalți sfinți ierarhi, Sfântul Chiril al Alexandriei sau Chiril al Ierusalimului, Sfântul Spiridon, apar anumite texte din scrierile lor, în special legate de slujirea liturgică. O particularitate absolută a iconografiei altarului în Moldova Evului Mediu este prezența mielului lui Dumnezeu. Există acest mit, cumva i-aș spune, cum că prin canonul 82 al sinodului Quinisext, sinodul in Trullo, Trullan, imaginea mielului a fost interzisă. Ori, de fapt, dacă citim mai atent textul acelui canon, imaginea aceea nu e interzisă, se spune doar că este de preferat imaginea lui Hristos, omul și Dumnezeul. Imaginea, să-i spunem, antropomorfă a lui Hristos, în detrimentul reprezentărilor simbolice, pește, miel sau mai știu și eu, care altele, dar ele nu sunt neapărat interzise. Însă mielul în Moldova reprezentat nu este neapărat acel miel al lui Dumnezeu din tradiția ilustrării Apocalipsei, cu excepții care sunt atât de notabile încât rămân de fapt chiar izolate. La Probota, de pildă, în marea fereastră a apsidei altarului, în intradosul ei, în grosimea peretelui, în zona superioară, apare mielul lui Dumnezeu pe niște, un soi de monticuli, un soi de reprezentări de munți stilizați, minusculi. Aici ar avea de-a face puțin cu tema mielului apocaliptic din tradiția occidentală. Proscomidiarul și diaconiconul sunt două anexe ale altarului, care constituie și ele un suport pentru pictarea unui anumit tip de scene iconografice. Proscomidia simbolizează, după mistagogii cultului liturgic, fie nașterea Mântuitorului și perioada de până la ieșirea lui la propovăduire, fie jertfa Mântuitorului, fiindcă acolo când se pregătește Sfântul Agneț și se toarnă vin în Sfântul Potir, care vor fi transformate în trupul și sângele Mântuitorului, se rememorează jertfa Mântuitorului. Și pictura de acolo are scene fie legate de naștere, fie legate de jertfă. Uneori apare acolo reprezentat Hristos, vița cea vie, este Mântuitorul care e așezat pe o sfântă masă și din coasta lui iese o viță, strâns legată această imagine fiind de textul evanghelic în care Mântuitorul vorbește despre el ca viță cea vie și că noi ca membri ai bisericii trebuie să fim mădulare vii, fiindcă în momentul în care cineva se desprinde de trupul bisericii e ca o mlădiță din viță care, rupându-se de tulpina principală, se usucă și devine moartă. Apare tot acolo și reprezentată viziunea sau imaginea Sfântului pe care a avut-o Sfântul Petru al Alexandriei, un episcop din vremea primului sinod ecumenic, care a avut această viziune în care Mântuitorul era așezat pe o masă, pe un tron, reprezentat cam la vârsta la care a fost pierdut de către Maica Domnului și dreptul Iosif în templu din Ierusalim, având un veșmânt sfâșiat pe el, dezlegat la gât și cu picioarele goale, și Sfântul Petru îl întreabă: de ce ești așa, Doamne? Și el îi spune: din cauza lui Arie, cel nebun, care vrea să mă despartă pe mine de Tatăl. Este imaginea
afirmării credinței cele adevărate, că Mântuitorul este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, egal cu Tatăl, născut din veci din Tatăl, lucru contestat de arie și amendat de Sinodul I Ecumenic, la care face referire viziunea Sfântului Petru al Alexandriei, fiindcă acolo are loc ritualul proscomidiei care amintește de această întruparea Mântuitorului, care este din veci născut din Tatăl. În unele altare, acolo unde spațiul permite, mai poate fi reprezentată la proscomidiar și jertfa lui Avraam. De exemplu, momentul din Scriptură în care Avraam merge cu fiul său Isaac și, arătând credința pe care o are, e gata să-l jertfească, dar Mântuitorul, Dumnezeu, trimite berbecul în ultima clipă, cruțându-l pe Isaac, dar acest lucru, fiind o prefigurare a jertfei Mântuitorului, e potrivit ca ea să fie pictată la proscomidiar. Atunci când suntem în Țara de Sus a Moldovei, este important să știm că iconografia din interiorul bisericilor este strâns legată și de cea de pe pereții exteriori ai bisericilor. Acest aspect este evident în cazul picturii de la Moldovița, din dreptul Sfântului Altar. Și uite, suntem pe estul bisericii de la Moldovița și putem să vedem aici iconografia, trei puncte din iconografia exterioară a bisericii, care se află fix în ax, și mă refer aici, hai să o luăm de sus în jos, o vedem pe Maica Domnului cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos înconjurată de îngeri, și lucrul ăsta există și în semicalota altarului, deci imaginea din semicalota altarului transmite către exterior imaginea pe care o vedem noi astăzi. Vedem mielul, agnețul, adică este mielul din Apocalipsă, de la sfârșitul timpului, mielul care se jerfește, este mielul, dacă vreți, al profetului Isaia, care se jerfește, și sigur că jerfa se face prin Hristos, mielul este și în interiorul bisericii, tot în fereastră, zidul efectiv nu mai există, imaginea guvernează atât interiorul cât și exteriorul bisericii, iar jos pe contrafort Mântuitorul nostru Iisus Hristos, pregătit pentru jertfă în potir sau pe Sfântul Disc, în fapt avem chiar pe Sfântul Disc, pregătit pentru jertfă, imagine care de asemenea există și în interior în aceeași zonă a bisericii. Observăm astfel că icoana guvernează atât interiorul cât și exteriorul bisericii. Zidurile nu constituie decât un suport pentru imaginea sacră, slava lui Dumnezeu existând în icoană, fiind prezentă în timpul Sfintei Liturghii și în viața noastră, începând din interiorul bisericii și expandându-se către exteriorul ei, către întreg cosmosul.